Domnule ministru, în primul rând, chestiunea cu garanția și adunarea este un punct bun care nu este bifat. Activitatea guvernului și nu prea am obiceiul să laud. Da, a spus că ați venit într-un neamț, într-un județ cu probleme de medici. Eu aș vrea să vă semnalez dumneavoastră ceva și dacă și domnul care spune că nu greșesc niciodată este în spate. Mai greu, toți cred că ești de competența deșilor. Avem o problemă pe care eu nu pot să o înțeleg și am un pic de experiență. Avem un depozit ecologic de gunoi, am avut un depozit ecologic de gunoi conform la Piatra Neamț. Și cred că suntem un caz singular, nu știu, poate mă contrazice cineva, că el s-a închis înainte de termen. Eu nu vreau să vă spun acum decât că poate ar fi cazul să trimiteți un corp de control să vadă exact de ce un depozit conform în care se mai puteau depune nu deșeuri, cum se cheamă? Da, deșeuri de menajer și ce mai e acolo, a fost închis înainte de termen în condițiile în care eu vă spun că acel proiect a fost un proiect făcut cu multă responsabilitate la vremea respectivă și pe bani europeni atrași direct de primărie. Și în același context avem două depozite neconforme, unul la Roman și unul la Târgu Neamț, care ele trebuiau, din câte știu eu, respectul cuvenit, să nu mai existe. Mai mult decât atât, unul din depozitele neconforme este operat de o firmă care are contract pentru strângerea deșeurilor menajere pe două zone ale județului. Eu nu vreau să vă spun altceva decât să vă semnalez acest fapt în calitate de cetățean. Cred că este un fapt care ar trebui să intereseze Ministerul Mediului în cea mai mare măsură, pentru că n-am auzit de un depozit închis înainte de termen în care se mai pot depune lucruri. Indiferent de motivul, pueril, după părerea mea, că sunt depozitate niște bucăți de pământ undeva și care nu știu ce, mă rog, nu discutăm. Eu vă rog să analizați așa cum ați analizat chestia cu garanția și returnarea și a fost implementată, să vedem și noi cine se face vinovat pentru închiderea unui depozit conform, pentru eu m-am săturat de funcționarea unor neconforme. Că asta nu pricep, m-am plictisit să scriu următorul creșterea 10 ani. Plus creșterea prețului la urmaia de strânse în Piatra Neamț de 4 ori. Cu altă udire, dacă nu se supără colegiul, că firma de la Roman cu depozitul neconform este aparține unui fost șef de la Mediul Neamț, ca să fie treaba clară. Și membru marcant. Pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează situația în sine. Pentru că eu nu înțeleg. Dar să știți că, pentru a vă răspunde foarte rapid la întrebare, la întâlnirea pe care am avut-o cu șefii tuturor instituțiilor de concentrat, așa cum mă întâlnesc în fiecare județ unde efectuez vizite de lucru, primul lucru pe care îl fac este să-mi adun colegii pentru a mi se comunica principalele probleme pe care trebuie să le gestionăm. Și cele două depozite neconforme, așa zise temporare, respectiv cel de la Târgu Neamț și cel de la Roman, au fost printre primele lucruri pe care colegii mi le-au comunicat, nu doar colegii pentru protecția mediului, cât și colegii de la Garda de Mediu. De altfel, și acum 4 ani, când am fost în Ministerul Mediului, îmi amintesc că o astfel de discuție a existat și atunci, respectiv faptul că un depozit din temporar s-a transformat într-un depozit permanent. Și acest lucru probabil că se datorează și lipsei de autoritate sau lipsei de acțiune sau inacțiune, cred că o putem numi mai pe românește, a autorităților publice locale de la vremea respectivă. Ca să separ însă discuția,
Vă mărturisesc că despre închiderea prematură a depozitului de la ecologic de la Piatra Neamț nu am fost informat. De obicei știu și cred că e prima oară în viața mea când aflu că un depozit se închide înainte de termen, pentru că problema de cele mai multe ori este aceea că se epuizează durata de viață a unui depozit și se construiește, se depozitează în continuare. Însă legea spune că atunci când atingi 75% din capacitatea de depozitare, deja din provizioanele de închidere constituite, pe lângă proiectarea următoarelor celule, încep discuțiile despre proiectul tehnic de închidere, ecologizare, monitorizare post-închidere, pentru că și acolo e o întreagă știință. Vă promit că am să am o astfel de discuție cu colegii mei, înțelegând totodată cu un depozit închis, ecologizat, unde am pus pământ și flori deasupra, din punct de vedere tehnic, probabil că e greu, dacă nu e imposibil de deschis, dar cu siguranță voi avea această discuție, încă nu e ecologizat. Domnule Ciolacu, domnule Rafila, doamna Bucura, domnule Boloș, vă transmit acest mesaj în numele salariaților din DSP Neamț pentru a vă aduce în atenție marea nedreptate la care am fost supuși de colegii dumneavoastră, membri în Parlamentul României la data de 14 noiembrie 2023. La acea dată, prin votul majorității colegilor dumneavoastră deputați, reprezentând cele mai mari grupuri parlamentare, PSD, PNL și USR, s-a votat excluderea noastră din categoria salariaților din sistemul public de sănătate, care să beneficieze de o reașezare salarială. Surprinzător, tocmai noi care asigurăm reforma în domeniul sănătății publice, am fost omiși de la proiectul de modificare a legii privind reforma sănătății. În schimb, stabilirea salariilor funcționarilor publici și a personalului contractual la nivelul aparatului central al guvernului, colegii dumneavoastră deputați au aprobat-o pentru colegii noștri de la casele de asigurări de sănătate prin adoptarea PLX numărul 172 din 2023. Ca și cum doar în CSE-uri se implementează reforma în domeniul sănătății, iar în DSP-uri nu. O eroare! Personalul din DSP-uri a fost asimilat cu personalul caselor de asigurări de sănătate încă din anul 2015 până la noul act adoptat, inclusiv prin legea numărul 250 din 2016. De aceea, avem rugămintea să ne sprijiniți și să reparați această nedreptate și discriminare la care am fost supuși. Ca urmare, solicităm aprobarea unei ordonanțe de urgență până în data de 15 decembrie 2023, în care să fie cuprinși toți salariații din DSP-uri. Avem speranța că ne veți sprijini în demersul nostru, de aceea vă asigurăm de considerația noastră. Vă mulțumim! Ultima acțiune din 2023. Am avut un an plin, ca de obicei. Artistul nemțean nu se lasă. Am să trec în revistă un pic expozițiile și mulțumesc tuturor acelora care s-au străduit să ofere publicului nemțean expoziții de arte plastice deosebite, atât din invitați din filialele din țară, cât și mai ales cei din filiala Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Deci am început cu ce sfârșim în fiecare an, salonul de iarnă. Și iată-ne azi, 4 decembrie, la noua ediție
2023 a salonului de iarnă. În ordine alfabetică ar fi Bostan Dumitru, Bezen Dumitru, Cărbunaru Carmen, Cucureanu Gheorghe, Ciucanu Viorica, Chirvase Valentina, Carp Monica, Doru Ana, Diaconu Ștefan, Diaconu Petru, Gavriliu Oana, Gogu Craiu Lucian, Moldovan Irina, Măsor Dumitru, Macavei Radu, Prisacaru Cristinel, Potop Ștefan, Răileanu Arcadie, Romanescu Mircea, Romilă George, Roșu Ștefan, Stejeran Narcisa, Tanasă Camelia, Tudorache Lucian și Zaharia Mircea. Tudorache și Zaharia, mergem pe principiu, cei din urmă vor fi cei din tâi. Ne-am gândit că anul acesta o diplomă de merit în ceea ce privește activitatea plastică să meargă spre sculptură. Și aici trebuie să amintim că în acest an, 2023, pentru întreaga activitate, domnul Mircea Zaharescu, un artist binecunoscut pe plan național nemțean, dar mai ales activând în zona Romanului, domnul Mircea Zaharescu. Socială, se întâlnește sfera politică cu arta plastică. Și se întâmplă niște neregularități, așa, niște... Eu am făcut lucrarea asta cu vreo 4 ani. Între timp, nu s-a mai putut opune, era un sergiratoriu acolo la Romanescu, că cineva de sus, tot în partea politicii, o interzis să mai pună lucrări, indiferent de care, în sensul giratorii. Asociația Născută Îngeri din Piatra Neamț a organizat un spectacol caritabil la cinematograful Mon Amour în scopul strângerii de fonduri pentru finalizarea construirii unui centru de incluziune socială pentru tinerii de peste 18 ani ieșiți din sistemul de protecție socială. Au participat peste 600 de persoane și în urma spectacolului s-au strâns peste 12.000 de euro. Într-o zi o doamnă a venit la noi, doamna Buleu Daniela se numește, și a spus: vreau să vă dăruiesc o casă în care să vă împliniți un vis. Pentru că eu întotdeauna spuneam, îmi doream să fac un centru de incluziune socială, ca la carte, cum am învățat eu la facultate, pentru tinerii care ies din sistem la 18 ani. Eu când am hotărât să-l facem, am spus așa: trebuie să plecăm de undeva. Și centru educațional de zi este un centru în care vor veni copiii. Avem foarte mulți copii pe care noi creștem de când s-au născut. Sunt de astăzi, probabil să începe
de făcut parchet, gresie, tot ce înseamnă interior, da? Deci până aici suntem ajunși. După aia va veni mobilierul, vor veni dotările cu calculatoare, cu ce nevoi vom avea. Și atunci, nu știm, probabil ne vor mai trebui bani. Pentru bucătărie vă trebuie... Pentru bucătărie, de așa, în mare parte, noi am utilat-o, să știți. Ok. Deci, noi tot ce... Sunt oameni care, v-am zis, noaptea ne sună. Deci vă dăm asta, vă putem oferi asta. Pentru că oamenii au prins încredere foarte mare în noi. Organizarea acestui eveniment, pot să spun eu, unic la nivelul județului Neamț, ca și anvergură, ca și mobilizare a oamenilor, am avut aproape 200 de voluntari alături de la tineri din județul Neamț până la persoane adulte. Vreau să vă spun că biletele la acest eveniment s-au vândut în 3 zile. Vreau să vă zic că în 2 zile s-a format programul evenimentului, scriindu-ne, ne-au scris foarte mulți artiști care au dorit să vină alături de noi și să fie parte din acest eveniment, parte din sufletul nostru. M-am alăturat acestei inițiative cu foarte mare drag, pentru că îmi place să călătoresc alături de oameni și în ultimele 2 săptămâni am ales să călătoresc alături de membrii asociației Născută Înger, alături de Carmen. Și ne-a reușit acest lucru pentru că este un scop nobil. Centrul este situat pe strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț, clădirea fiind donată de doamna Daniela Buleu. În acest moment s-au început lucrările din interior și conducerea asociației speră ca el să devină funcțional cât mai repede, ca și cantina socială care va funcționa aici. Unele dintre alegerile de anul viitor ar putea fi comasate. Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat că au existat discuții în coaliție despre acest subiect, dar fără să se vorbească în detaliu despre care alegeri s-au date concrete. 5 rânduri de alegeri sunt cât se poate de obositoare și apare această problemă că la final oamenii să fie atât de sătui de ceea ce poate să însemne campania electorală, că partea finală a alegerilor să ne găsească fără prea mulți votanți, a declarat șeful Liberalii. Nicolae Ciucă a spus că prin comasare s-ar cheltui și mai puțini bani. Anul viitor vor avea loc toate tipurile de alegeri europarlamentare. Le-au fost deja stabilite la nivelul întregii Uniuni pentru 9 iunie. Coaliția ar fi convenit data pentru locale, 29 septembrie, anunță surse citate de presă, iar cele 2 tururi pentru prezidențiale ar urma să aibă loc în 10 și 24 noiembrie. Socialdemocrații și-ar dori alegerile parlamentare după prezidențiale, însă liberalii nu ar fi de acord cu acest calendar. Mandatele Parlamentului și președintelui vor expira pe 21 decembrie anul viitor. Majorarea pensiilor, a salariilor profesorilor, dar și investițiile din programul Angel Salini sunt cuprinse în bugetul pe 2024. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Marcel Boloș, care a dat asigurări că anul viitor nu vor fi impuse noi taxe și impozite. Dacă pentru cele 2 majorări de pensii din ianuarie și septembrie au fost găsite sursele de finanțare, pentru salariile profesorilor, care ar însemna un impact bugetar de 4,6 miliarde de lei, încă se caută soluții. Boloș a spus parlamentarilor liberali că urmează să se convină un mecanism de ajustare și indexare sau majorare a salariilor din învățământ zilele următoare. Boloș a subliniat și că din ianuarie vor intra în vigoare proiectele de digitalizare pentru factura electronică, dar și pentru casele de marcat fiscale. După ce va fi convenită o formă finală a bugetului în coaliție, proiectul de lege va fi trimis în Parlament pentru adoptare. Sindicaliștii din Ministerul Muncii anunță că a fost stabilit calendarul pentru soluționarea revendicărilor angajaților. Salariile vor fi ajustate în perioada următoare printr-un act normativ, însă inechitățile vor fi eliminate abia prin noua lege a salarizării. Vor fi rezolvate și cererile legate de numărul insuficient de angajați și condiții de muncă, însă într-un interval mediu de timp, pentru că necesită alocării suplimentare de resurse. Angajații instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului au fost îngrijorați
grevă generală săptămâna trecută, însă au renunțat la demers după ce au obținut promisiuni cu privire la revendicările lor. Tot mai mulți turiști vizitează România, aproape 12 milioane de persoane s-au cazat în hoteluri, cabane, pensiuni, dar și în apartamente și camere de închiriat. Numărul sosirilor în structurile de cazare din țară au fost cu 11% mai mare în perioada ianuarie-octombrie, față de aceeași perioadă a anului trecut. Aproape 85% dintre turiști au fost români, în timp ce restul de 15% au fost străini, arată datele INS. În top sunt cei din Germania, Italia și Israel. Cât privește durata de ședere, media a fost de aproximativ 2 zile, atât pentru românii cât și pentru turiștii străini. Cele mai vizitate au fost județul Constanța și municipiul București, ambele cu peste 1,5 milioane de persoane. Topul este completat de județul Brașov, unde au fost cazate aproape 1,3 milioane de persoane. Naționala feminină de handbal joacă în această seară ultimul meci din grupa preliminară de la campionatul mondial. Tricolorele întâlnesc Danemarca de la ora 21:30. România a obținut deja matematic calificarea în grupa principală de la mondial după victoriile cu Chile și Serbia. Mondialul de handbal feminin are loc în Danemarca, Suedia și Norvegia până pe 17 decembrie.